Bune, îmi dai 100 de lei, că numai tine mai îmi trebuie să merg să-mi cumpăr o pane gibliuși. Denisa, așa e mare nepoata. Da, ia-ți de bune, că numai și-l luai pensia, ieși, scos să-i pungă și dezvali banii din Batista și-i da 200 de lei. Vine acasă cu pereche de blugi, dragă, rupt, sfârcecați, jeluieți, cu udre, nici cu ce-ai paga brâncă pe clen. Zic, pentru numele lui Dumnezeu și-l Sfânta Popa și-ai dat atâta spor de bani. Și dacă te-ai dat atâta margi bani și-ai mai luat să fie noi, să-i haznă, gii, că-i porți, nu te sfârcecați și jeluieți. Că-ți noi că eu luat la mol, nu o să-mi iei la mol așa la și să-i spui să-ți dai bani înapoi, că dacă nu are ce lucru cu mine, merg eu și îl șestomesc. Ce-o văzut tânără și proastă și ce-o șeri de bani. Zic, să mi-ai înapoi, cum să, că nu mă duc, că așa eu luat să-i por, că mi-e place de ei, că nu mă duc și nu mă duc și pe atunci mă fac, ui, că mi-e rău. Ui, doamne, ui, că nu mai poș, ui, pensiunea mea, du-i înapoi, ui, doamne, că nu mai capăt aer. Ui, că nu mi-e bă, sună la 1-2-2, că, ia că-s gata. Ui, doamne, du-i înapoi. Și atunci se spărie fata, lua bluge și te bondănin să duță și-i dus înapoi. După mușe gângește că doar drept râs după ea să-i dea banii pe tăi ce prostiile.